Bună! N-am mai filmat de multă vreme un clip cu ce mănânc într-o zi, așa că asta o să fac astăzi. Te invit să rămâi cu mine până la final, ca să vezi ce mănânc pe parcursul acestei zile. Pentru micul dejun o să-mi fac o budincă de chia. Am aici 20 de grame de semințe de chia. Aici draptul de ovăz pe care l-am făcut eu mai devreme. Am pus 200 de ml de lapte. O să pun și niște dulcișori. Este un îndulcitor pe bază de stevia și eritritol. O să pun două plicuri din astea. Un pliculeț are 2,5 grame și este echivalentul la 5 grame de zahăr. Nu e gata de consumat, trebuie lăsată la hidratat cel puțin un sfert de oră. Eu de regulă o prepar de seara, așa e cel mai bine. Acum mă duc să fac puțină mișcare și în timpul ăsta o să fie gata și budinga. O să mai adaug 100 de grame de afine și 100 de grame de zmeură. Puf. La prânz am varză călită cu cârnați, lipi calte. La varză merge bineînțeles ceapă. Sunt cârnați vegan de la Verdina, varianta cu morcov. Ei am gătit în tigaia tip grill. Merg și prăjiți. Sunt foarte gustoși. Cina este una extrem de simplă și rapidă. Am fiert niște paste. Și o să le mănânc cu un bulion, sos, nu știu exact ce e, l-am dat la țară, dar e foarte gustos. Doar l-am încălzit puțin, n-am mai adăugat nimic, pentru că e suficient de bun așa.